Ia asta pe rog. Mă șterg. L-am simțit pe aici, când ai lovit pe o pantalonă. Ia accidentul din față. Aici este ce au filmat ei înainte. Da. Sincronul ăsta de unde e? Ăsta e de la celălalt. Și? Asta. Atât? Asta e ultimul cadru. Asta e pe platformă? Asta e ultimul cadru. Asta este la ultimul. Asta? Imaginea asta? La tamponare, da. La tamponare? Da, la tamponare. Ah, da, uite-l. De la... De mai în spate să-l vezi, că mai sunt și... Uite-te da. Și tu, mai sunt și alte cadre. Asta. Asta e de la ultimul, da? Da. A, înseamnă că numai atâta. Uite, așa începe. Am derapat. Atât pot spun că șosea este a fost umedă și mă... Deci ăsta e ultimul cadru. Și-a și închis astea din obturatoarele la cameră. A găsit camera. Vezi că e video jos. În folderul meu, Mihăiță. În continuare era preda. Să facem noi un promo. Uh-huh. Și chiar râdeam de el. Zic, bă, ce te uiți așa la mine? Putea să fie oricine. Mi-e greu să vorbesc de Laurențiu Păun la timpul trecut. A fost un foarte bun coleg, un bun prieten, un profesionist. A murit la datorie făcându-și treaba. Sper din tot sufletul ca familia lui să reușească să treacă peste momentele acestea cumplite. Sper ca toți colegii de la Postul TV Buzău să depășească și aceste momente grele. Dumnezeu să-l odihnească în pace. Vestea de ieri ne-a demonstrat ce se poate întâmpla cu fiecare dintre noi care pleacă să-și facă meseria. Și iar s-a întâmplat să fie el. Laurențiu e omul pe care trebuie să-l cunoști, să-l întâlnești măcar o dată în viață. Trebuie să stai măcar o dată de vorbă cu el și trebuie să petreci măcar o oră cu un om ca el și pleci simțindu-te mai bun. Ceea ce am simțit toți 8 luni de zile a fost că era dovada vie că oamenii pot face orice și nu pot spune nu niciodată. Am zis-o și ieri colegilor mei și o repet, că ieri ar fi fost singura zi în care trebuia să spună nu. Nu știu că trebuie să zic asta și s-a întâmplat să nu mai stea. Mi-aș fi dorit să-l cunosc dintotdeauna și îmi pare rău că am fost colegi doar 8 luni. Mi-aș fi dorit să fim prieteni o viață, să-mi fie frate, să-mi fie amic, să-mi fie orice și, în primul rând, mi-aș dori foarte mult să mai fie. Pur și simplu nu-ți vine să crezi că un coleg exemplar, ca Laur, un om în primul rând, eu l-am cunoscut de 3 luni de zile, dar a fost suficient să-mi dau seama că este un om cu suflet bun. Niciodată, nici odată nu a spus nu,
întotdeauna a sărit, era cel mai săritor cameramanul nostru, era cel mai modest dintre toți. Și nu o spun pentru că a plecat dintre noi. O spun pentru că așa este, dovadă că și-a făcut datoria până la capăt. A vrut oriunde să fie și să-și facă datoria până în ultima clipă și din păcate așa s-a întâmplat. I-a plăcut foarte mult meseria. S-a văzut și în general. Deci camera era pentru el totul, profesional vorbind. Filma și la nunți, era tot timpul solicitat. Cu atât mai mult cu cât a avut ocazia să filmeze într-o televiziune și se simțea excelent aici. Cuvintele sunt de prisos. Din păcate, am fost nevoit să ne luăm la revedere de la el. Și n-avem decât să-i spunem că îi mulțumim din suflet pentru tot ceea ce a făcut pentru noi. Stai liniștit. Da, am plecat la o filmare, la un accident, împreună cu Laurențiu. Am filmat la acel accident. Între timp am primit un mesaj că este un al doilea accident, tot pe variantă, în apropiere de Dedeman. Am ajuns acolo. Am coborât cu Laurențiu, am făcut materialul, el a rămas să ia niște imagini cu o mașină răsturnată în șanț. Între timp eu am mers, aflam la câțiva pași de el, vorbeam cu unul dintre martori, apoi am văzut un mașina care de altfel l-a și lovit. A derapat, s-a îndreptat către noi. Eu cu cel cu care stăteam de vorbă am reușit să sărim. Apoi m-am uitat către o altă mașină. Mi-a tras atenția o altă mașină care de asemenea a derapat pe șosea. Am strigat pe Laurențiu să mi-am atras atenția, cerându-i să filmeze. Abia atunci am văzut că nu mai este lângă mine. Am crezut că e în spatele meu. Am întors capul și am văzut mașina care l-a izbit. Am coborât în șanț unde erau cele două mașini și l-am găsit prins sub roată. N-am realizat pe moment că e mort, nu am vrut să cred. Totul s-a petrecut atât de repede, atât de fulgerător.